Vă salut cu pacea Domnului, pentru cei prezenți în această seară. Am ajuns în acest loc, în această seară, pentru că fratele Emanuel a insistat mult. Eu sunt unul care l-am refuzat de multe ori, pentru că mă consideram încă incompatibil servicii din mine, după unele lucruri din trecutul meu. Însă, acum, iată că vom avea această seară împreună și vom studia un subiect care face parte din subiectele ce m-au preocupat pe mine, așa ca de obicei sunt adeptul acestor prezentări ale lucrurilor care te-au preocupat și pe care le-ai studiat personal. M-am întrebat ca unul care îmi place să găsesc rostul lucrurilor și cum decurg ele de la cauză la efect, m-am întrebat de ce oamenii sunt mântuiți prin credință. Cum vine asta? Care e logica? Știu, care este explicația? Mai ales că mântuirea aceasta prin credință a unora este atât de superficială, explicată, poate chiar irațional impusă. Mă aduc aminte de un predicator care spunea, analizând păcatul, a zis: ce este păcatul? Ce este acest lucru care mă va despărți veșnic de Dumnezeu și care mă va face să fiu anihilat pentru totdeauna? Ce este? Și încep să analiza punând această întrebare profundă. Deci, ce este acest lucru atât de grav care te face să pierzi veșnicia? Și eu întreb acum, ce este credința? Acest lucru datorită căruia vei avea viața veșnică. Ce se află în spatele acestui concept, acestei noțiuni? Deci un om care are credință merită să trăiască veșnic. Iar unul care nu are, să chiar veșnic. Și atunci ce se află în spatele acestui concept pe care vom vedea nu doar că primim un dar la un moment dat, la un început al vieții noastre, și pe care îl putem cultiva, îl putem dezvolta sau îl putem diminua până devine o credință, o necredință sau o credință falsă. Așa cum știm acel verset de multe ori comentat, referitor la cei ce spun: Doamne, dar uite cât am făcut în numele Tău, am spus și lucrurile, și se spune: nu vă cunosc pentru că ați lucrat în nelegiuire. Și te întreb, păi iată că ei credeau cu Domnul și făceau lucruri deosebite. Dar nu credeau că trebuie să țină legea. Deci vedeți, o credință mixtă. Să crezi, deci cumva mai bine este o credință incompletă. Adică tu crezi în Domnul ca salvator, dar ajungi să crezi că nu trebuie să ții legea. Și după unii, înseamnă că poți să fii mântuit, pentru că tu crezi în Iisus ca salvator, că îți iartă păcatele, că îți rezolvă problemele. Dar credința aceasta, vedem din acest verset, că nu este suficientă. Și vom trece să analizăm, să vedem cum o vom încadra. Primul text este din Galateni, capitolul 3, versetul 6. Așa cum Avram l-a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca dreptate. Deci, datorită faptului că a crezut, s-a considerat că este drept, că e nevinovat. Și de aici înțelegem că este o legătură strânsă între nevinovăție și credință. Între dreptatea cuiva și credința sa.
datorită faptului că ai credință, poți fi socotit că ai, că ai dreptate în pricina ta, ai dreptul la binecuvântare. Din acest verset, așa reiese, că ai, ești drept și poți fi binecuvântat. De asemenea, fiii lui Avram sunt cei ce au credință. Aceștia sunt oameni care au mai păstrat ceva bun în ei. Nu judecăm pe oameni, dar dacă cineva mai crede, înseamnă că, încă nu, psihicul lui încă nu e total distrus, încă ceva mai licărește acolo. Iar cei ce nu cred, nu putem judeca pentru că ori nu au avut ocazia să creadă, ori au crezut odată și sau au pierdut tot. Scriptura prevăzând că Dumnezeu va îndreptăți națiunile prin credință. Deci, în funcție de stilul de viață trecut, dependent de multe alte lucruri, omul crede sau nu în momentul cercetării lui. Și aici am ales câteva personaje pe care le-am analizat. Am constatat așa câteva afirmații despre ele la contactul cu adevărul. Adică, la venirea Domnului Iisus, unii au recunoscut în el ceva deosebit, cu toate că nu era nimic vizibil, am spune. Adică, în anumite condiții, am spune, imposibil de sesiza ceva la el. De exemplu, când era prunc, abia născut, sau câteva zile. Și totuși unii au observat lucruri deosebite. Iar alții, la maturitate, când era evident că este o persoană deosebită, au fost oameni care spuneau, nu știm de unde este. Și haideți să detaliem un pic. Deci am văzut despre magi. În Hristos, Lumina Lumii, pagina 43, spune despre Israel. Sub înfățișarea umilă a lui Iisus, au recunoscut prezența divinității. Deci era abia născut. Cum să vezi la un copilaș că e Dumnezeu acolo. Eu nu prea înțeleg, dar acesta este un exemplu de oameni care, cu toate că nu au contact cu adevărul, la primul contact ei sunt foarte bine orientați și Duhul adevărului care era în ei i-a făcut să vadă ceea ce nu era evident altor ori. Apoi Simeon și Ana. Știm ce afirmații au făcut ei când au văzut pe Domnul la 8 zile în templu și Duhul Sfânt i-a înștiințat și ei nu au trecut pe lângă prunc fără să știe ce este cu el. Puteau să treacă și să nu știe nimic. Dar pentru că au avut după adevărului, ei au recunoscut acel lucru, cum spuneam, la fel, puțin evident. Și Ioan Botezătorul, despre care spune în Hristos Lumina Lumii, la pagina 79, că nu se cunoștea. Deci nu se cunoștea unul cu altul. Pe Domnul Iisus nu mai întâlnit înainte. Și totuși, la pagina 80, spune când a venit Iisus la botez, Ioan a recunoscut în el o curăție de caracter cu niciodată nu întâlnise la vreun om. Însă și atmosfera prezenței lui era sfântă și inspira respect. Deci am avut exemple de oameni care la contactul cu adevărul, adevărul timpului lor, adevărul pe care ei trebuiau să-l primească pentru ca să poată să-și continue viața. Era un adevăr special pentru ei și era important pentru ei să-l primească. Vedem oameni care l-au primit atât de ușor, fără prea multe argumente, fără prea multe, putem spune chiar fără nicio manifestare deosebită sau așa ceva. Și în contrast cu aceștia vedem
farisei care spun în Ioan 9:29, știu că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Și în parabole Domnului Hristos, ceea ce am spus ceva mai devreme, în fiecare generație Dumnezeu a avut pentru biserica sa un adevăr special și o lucrare specială. Și de ce nu credeau farisei în Domnul Iisus? Și spune în Ioan 5:46, dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine. Că el a scris despre mine. Și înțelegem din acestea că nici ceea ce spuneau Moise, ei nu credeau. Deci, conta primirea adevărului prezent de felul cum ai tratat adevărul trecut. Deci, ceea ce ai avut până în momentul în care ți se dă o lumină mai mare. Și încă niște argumente pentru a vedea de ce unii, că aici vreau să aduc atenția noastră, să vedem că această mântuire prin credință nu este ceva de neînțeles, ceva, așa am zice, arbitrar, ceva numai de la Dumnezeu, un dar și atât, ci depinde, până la urmă, de, în totalitate, de alegerea unului. Și citim la Luca 11. Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Duhul Sfânt despre care știm că va călăuzi tot adevărul și va face pe oameni să creadă adevărul și crezând să fie mai fericiți. La 2 Timotei 2:5-7. Îi spune lui Timotei, lupta după rânduieri la jocurile de obște. Plugarul muncește, apoi strânge rodurile. Îi mai spune despre, nimeni nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și în final, după aceste afirmații, spune, înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Avea pricepere, avea înțelepciune, avea credință, nu este un lucru atât de independent de stilul nostru de viață, de alegerile noastre. Vedem că trebuie să lupți după rânduieli, să muncești ca să strângi rodurile, și apoi să primești pricepere. Apoi citim la Proverbe, în capitolul 2, cu 2 la 6, tot așa, am doar spus cu el și cred că se vor pierde anumite aspecte. Dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere, dacă te vei ruga, deci sărăta, dacă o vei căuta ca o comoară, atunci vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Că Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese înțelepciune și pricepere. Deci de la Domnul vine peste oamenii înțelepciunea dacă o caută pe măsura valorii ei. Și în Apocalips 11:19 zice, Domnul este Cel ce judecă și se luptă cu dreptatea. Și dacă pentru noi Domnul luptă și judecă, o va face tot cu dreptate. Și numai cei ce au dreptul vor primi binecuvântările sale. Despre el se spune că are căi drepte și adevărate, având în vedere și calea prin care dă Duhul adevărului.
Deci cine are Duhul adevărului, îl are pentru că are dreptul la el, pentru că e drept să-l primească. Un astfel de om e drept. Și acum voiam așa să facem ca la matematică, la A egal cu B și B egal cu C, înseamnă că A egal cu C. Deci dacă cine are Duhul adevărului, deci omul care crede, o face pentru că are Duhul adevărului. Și are Duhul adevărului pentru că are dreptul la el, pentru că e drept. Deci omul care crede e drept, e un om care o merită. Aici este, am și încadrat așa ca o formulă, la matematică încadrat, că numai cel care este drept, care este socotit nevinovat de Dumnezeu, în încercările vieții lui, numai cel care crede va fi socotit drept. Și mai aveam încă puțin o analiză a ce se întâmplă, de fapt, în momentul în care cineva este încercat, ce se întâmplă în sinea lui când Dumnezeu îl încearcă. Și a crede adevărul, a cunoaște astfel calea salvării, calea progresului, a împlinirii, asta este calea salvării, aceasta este un dar foarte valoros. A crede adevărul la un moment dat, aceasta înseamnă că ai dreptul la salvare în acel moment. Înseamnă că ești drept, că ești nevinovat înaintea lui Dumnezeu în acel moment. Dar asta nu înseamnă că acest lucru e bun dacă ai, te bucuri de acest drept. Poți cânta, striga. Dar poate fi abia începutul sau o fază intermediară în procesul salvării. Știm că nu cine pornește primul la un start este aplaudat neapărat, ci cel care ajunge primul. Și sunt atâția oameni care primesc adevărul într-un mod atât de vizibil, atât de cu atâta fericire, dar asta nu înseamnă neapărat că vor și sfârși în același mod. Știm cu toții pilda cu semănătorul care a semănat și din patru feluri de terenuri, numai unul a fost cel care a dat rod la final. Și acum să vedem ce se întâmplă cu omul în încercare. Eu așa, analizându-mă pe mine, am schițat aceste lucruri. Când un om e încercat, poate face două lucruri. Să aleagă ce este bine, pentru că așa este bine, iar consecințele să le lase pe seama lui Dumnezeu, pentru că într-o încercare așa adevărată, sunt și consecințe pe care le vezi sunde. Zici, mamă, dacă ascult de Dumnezeu, va ieși rău, voi avea de pierdut atât, va ieși nu știu ce, și complicații. Și poate alege astfel să facă ce e drept și să lase consecințele, sau să apeleze la, așa, sau să apeleze la un șiretic, la o scăpare din aceasta nu atât de demnă, nu atât de nevinovată. Să apeleze la o minciunică, la o tăcere, o ascundere, știu, la a forța niște lucruri și zice, ies și scăp de lucrurile acestea care ochii omenești
atât cât puteam le vedem și ziceam că le eliminăm. Aceasta pe de o parte, deci pentru un ateu, această alege binele este o nebunie. Poate să însemne să strige atâția, poate chiar și apropiat. Băi, nu gândești ce faci și încotro te îndrepti și... Cum am citit și despre Domnul Iisus, că au venit rudele Lui cu mama Lui și îl căutau, că spuneau că și-a ieșit din minți pentru ceea ce face. Deci pentru un ateu aceasta poate să fie o nebunie, dar pentru rațiunea unui om care are adevărul și în afară de argumentele unui ateu, el mai a în socoteală încă un lucru esențial. Faptul că deasupra tuturor e Dumnezeu care îi cere acel lucru, îl face pe omul, pe creștin, să nu mai fie considerat că face o alegere nebunească, alegând bine, ci el face tocmai alegerea care îl va considera nevinovată în analiza cerului. Și îi se va spune, când va alege astfel, atunci îi se va spune că s-a încrezut în Dumnezeu. Și aceasta e credința care îl va socoti, prin care va fi socotit nevinovat. În caz contrar, cred că deja am înțeles, ar fi o slăbiciune pentru om care trebuie să ajungă un caracter neclintit, ar fi o slăbiciune să lase la o parte credința în Dumnezeu, să desconsidere ceea ce a cunoscut el despre bunătatea Lui, despre purtarea Lui de grijă, despre dreptatea și puterea Lui de a salva, cum am fost învățat atâtea ori, care o mie de soluții, cum noi nu vedem niciuna. Deci ar fi cumva o slăbiciune pentru om să aleagă altfel. Cred că înțelegeți ce vreau să spun. Eu m-am simțit atât de slab și de deficitar, de superficial când am făcut astfel de alegeri, că știți cum se întâmplă, după ce trece, realizezi ce greșeală ai făcut. Și am mâncat un pic. Pentru că a te încrede în Dumnezeu când ai toate dovezile că trebuie să te încrezi, e ceva rău, vinovat, culpabil. Datorită responsabilității de a alege propria scale în locul căi alese de el. Astfel, omul poate ieși din încercare nevinovat datorită credinței sale sau vinovat datorită necredinței sale. Aici e punctul în care Dumnezeu îl judecă pe om. El e socotit nevinovat sau vinovat cu drept la binecuvântare sau blestem. Și dacă ați observat, chiar pe scara lui Petru, înainte de a se trece la evlavie, dragoste de frație, o iubire de oameni, deci la binecuvântări, la deosebitele binecuvântări, sunt treptele ale înfrânării și răbdării. Deci în funcție de ce alege omul pe aceste trepte, urmează să primească mai departe adevăratele valori ale omului, aceste binecuvântări, sau urmează să ia cumva, cred că de la început, nu spune ce se întâmplă dacă alege. Și în încheiere, un verset din Galateni 3:11, pe care acum sper să putem înțelege un pic diferit de cum îl înțelegeam înainte. Că nimeni nu va fi socotit drept înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, e învederat că dreptul prin credință va trăi.
sau, nu, spune, cel drept prin credință va trăi. Și cum înțelegeam afirmația asta, cel drept prin credință va trăi? Că se poate înțelege foarte bine în două feluri. Și de obicei așa înțelegeam, cel drept prin credință va trăi. Dar putem pune virgula și altfel, adică stați puțin. Deci așa era înțeles până acum, nu? Cel drept prin credință va trăi. Dar poate fi și așa. Cel drept prin credință va trăi. Adică omul care va fi socotit drept prin credința lui va fi binecuvântat și va trăi, va continua. Păi, n-aș zice că e același înțeles. Păi, prima oară spune dreptul prin credință va trăi. Dar de ce e drept? De unde e drept? Că va trăi prin credință în continuare, bine. Dar de ce e drept? Dar aici, dacă o luăm invers, înțelegem de ce e drept. Dreptul prin credință. Dreptul care a ajuns drept datorită credinței lui, sau poține vinovat datorită credinței lui, omul acesta va trăi. Va fi binecuvântat și va trăi. Aici s-a terminat această mică analiză care din câte știu a mai nu mai completez și așa. Încheiem aici și doresc ca Domnul să ne ajute să înțelegem fiecare aspect al adevărului, să înțelegem rațional. Chiar m-am bucurat săptămâna trecută, parte mi-a trimis cineva un mesaj care vrea să îmi dea un regim pentru probleme de sănătate. Și mi-a zis, nu vom lua repede, vreau ca tu să înțelegi ce se întâmplă cu tine, să fie un procedeu rațional și tu să înțelegi bine ce faci, ca să ai certitudine, ca să am certitudinea că ceea ce fac așa este. Și m-am bucurat, m-a zis, uite, un alt om care pune accent pe lucrul ăsta, care mă apreciază ca om și dorește ca să implic în acest lucru și mintea mea, nu cum fac alți doctori care nu spun nimic, nu spun nici măcar diagnosticul, îți scriu o rețetă întunecată de nu înțelegi nimic și îți dă drumul pe ușă. Și eu mă bucur că Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem, că ne tratează în felul acesta, să înțelegem fiecare aspect al adevărului său. Și mi se părea totuși nepotrivit ca să rămână neînțeles tocmai în acest domeniu care am văzut ține de viață veșnică. Deci de ce, datorită credinței, vei fi socotit vrednic de viață veșnică? Și dacă nu vei avea credință, vei pieri veșnic. Domnul să ne ajute și să ne dea înțelepciune la toți și el să fie mărit în vecină.